astăzi guvernul a aprobat prelungirea programului IMM Invest și asupra programului Agro IMM Invest, care beneficiază de un plafon pentru anul 2022 de 10 miliarde de lei. Este un semnal, pe de parte s-a plecat de la rezultate, programele au funcționat foarte bine și e un semnal că guvernul intenționează în continuare să finanțeze economia prin orice fel de instrumente, mai ales cele financiare. Ca noutate, referitor la plafoanele pentru Agro-IMM Invest, beneficiem de cadrul temporar pus la dispoziție de Comisia Europeană, iar plafoanele au fost ridicate pentru fiecare întreprindere care desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, plafonul se ridică la 345.000 de euro. Pentru fiecare întreprindere care desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, plafonul a fost ridicat la 290.000 de euro. Iar pentru fiecare întreprindere care desfășoară activitatea în sectorul alimentar, plafonul a fost ridicat la 2.300.000 de euro. Ca administrator ai fondului, am fost introdus și fondul de garantare a creditului rural, pe lângă Fondul Național de Garantare a Creditelor din întreprinderilor mici și mijlocii. Și se pot încheia contracte și acorduri noi de finanțare până la 30 iunie 2022.